Înălțarea Domnului este prăznuită la 40 de zile după înviere în joia din săptămâna a 6-a după Paști. Este cunoscută în popor și sub denumirea de Ispas. În această zi creștinii se salută cu Hristos s-a înălțat și adevărat s-a înălțat. Înalt preasfințitul Bartolomeu Anania afirmă că noi folosim acest salut fie din neștiință, fie din exces de evlavie, deoarece el nu este atestat de biserică și mărturisește că noi sărbătorim Paștele cu aserțiunea Hristos a înviat, la care ni se răspunde cu confirmarea adevărat a înviat, pentru că învierea nu a avut martori, ea a fost receptată cu îndoiel și necredință. În vreme ce înălțarea Domnului a avut martori, ea a fost o despărțire izvorătoare de lumină, deoarece ucenicii s-au întors în Ierusalim cu bucurie mare. Din acest motiv, în cărțile noastre de slujbă nu există o salutare similară cu aceea de Sfintele Paști. Hristos s-a înălțat la cer de pe muntele măslinilor, în văzul apostolilor și a doi îngeri. Aceștia le-au vorbit ucenicilor despre a doua venire a lui Hristos, ca aceștia să nu se lase copleșiți de durerea despărțirii. Din Sfânta Scriptură aflăm că Mântuitorul și-a ridicat mâinile binecuvântându-i pe ucenici, iar pe când îi binecuvânta s-a înălțat la cer, în timp ce un nor l-a făcut nevăzut pentru ochii lor. Adeseori Dumnezeu le-a vorbit oamenilor din nor, fenomen prin care se manifestă energiile divine menite să reveleze prezența divinității, dar să o și ascundă. Prin hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din anii 1999 și 2001, sărbătoarea Înălțării Domnului a fost consacrată ca zi a eroilor și sărbătoare națională bisericească. În această zi, în toate bisericile din țară și din străinătate, se face pomenirea eroilor români căzuți de-a lungul veacurilor pe toate câmpurile de luptă pentru credință, libertate, dreptate și pentru apărarea țării și întregirea neamului.